indiferent cine va veni la guvernare, un viitor guvern, o viitoare majoritate, dacă vrea să aplice un program de guvernare eficient, are neapărat nevoie, din punctul meu de vedere, să treacă în primul rând sau să înceapă cu un proces de reașezare, de reformare a administrației publice. Măsuri clare de creștere a eficienței administrației publice. E nevoie de o reașezare a aparatului administrativ pe criterii de profesionalism, pe criterii de competență.